Doar o oră. Cu voce timidă și ochii plini de așteptare, micuțul privește pe tatăl său și îl întreabă: Tăticule, cât câștigi pe oră? Tatăl, cu un zâmbet sever, răspunde: Auzi, fiule, aceste lucruri nu ți le spun nici ție, nici mamei tale. Copilul insistă: Dar, tăticule, spune-mi, cât câștigi pe oră? Reacția tatălui a fost puțin severă, dar îi răspunde: $5 pe oră. Atunci copilul întreabă: Tată, poți să-mi dai $2? Tatăl s-a supărat și cu multă bruschețe îi spuse: Acesta este motivul pentru care ai vrut tu să știi cât câștig pe oră? Du-te, deja trebuia să dormi și să nu mai deranjezi. Băiat profitor! Un pic mai târziu, tatăl reflectă asupra problemei, se simte vinovat și nu poate urmări programul TV. Se gândea că poate copilul avea nevoie de bani ca să cumpere ceva de mare interes pentru el. Se ridică și plecă spre camera copilului. Cu voce timidă întrebă: Dormi, fiule? Nu, tată. Ascultă, fiule, ai aici cei $2 pe care i-ai cerut. Mulțumesc, tăticule, spuse copilul și băgând mânuțele sub perna, mai scoase $3. Atunci spuse: Tăticule, acum sunt foarte fericit, am deja $5. Bine, fiule, acum spune-mi, pentru ce aveai nevoie de bani? Copilul răspunse: Tăticule, ai putea să-mi vinzi o oră din timpul tău? Morala: vedem cum e cu fiecare zi care trece, timpul devine una dintre cele mai importante resurse pe care le avem, atât de importantă încât preferăm să o investim în ore suplimentare la locul de muncă, în loc să le oferim acelor persoane cu adevărat importante pentru noi. Dar oare ce este cu adevărat important pentru sufletul nostru?